Tot mai multe echipe de copii și juniori din țară se pregătesc în județul Buzău. După Juventus București, CS Tunari, CS Otopeni și alte formații de seniori din eșaloanele 2 și 3, locațiile din județul nostru stârnesc tot mai mult interes în rândul echipelor de fotbal juvenil. Școala de fotbal Luceafărul București a efectuat în trecut cantonamente la Nehoiu și Siriu, iar anul acesta au mers la Pătârlagele. Cantonamentul de la Pătârlagele face parte dintr-un șir de cantonamente numai pe Valea Buzăului, Siriu, Nehoiu și acum am ajuns la Pătârlagele. Am întâlnit niște gazde ospitaliere. A fost un cantonament reușit, chiar și prin prisma acestui joc, chiar dacă cele două jocuri s-au soldat cu înfrângerea noastră. Am întâlnit o echipă foarte puternică, o echipă de tradiție, Concordia Chiajna. Cele două grupe antrenate de Alexandru Mihai s-au întrecut cu formațiile din localitate și din împrejurimi în cadrul unei competiții de fotbal juvenil, meciurile având loc în sala de sport din Pătârlagele. Acolo am întâlnit adversari locali, Montana Pătârlage, Carpații Nehoi. Am câștigat ambele grupe de vârstă. Jocuri destul de strânse, spectaculoase și zic copiii mei că s-au bucurat de aceste rezultate și de victoria în sine. Bucureștenii au disputat ultimele două meciuri de verificare în compania formației Concordia Chiajna, grupare aflată pentru al doilea an consecutiv în cantonament la Ciuta. În ambele partide s-a impus echipa din Chiajna la grupa 2003 cu 2-1 și la grupa 2005 cu 7-0. Copiii mei cred că au făcut față cu brio în primul meci, cel de la 2005, unde acest rezultat strâns de 2-1 cred că spune totul. Am avut ocazii pe final. Într-un final s-a încheiat cu 2-1 pentru adversarii noștri, dar copiii mei au avut ce învăța de la acest joc. Cel de-al doilea joc, cel de la 2003, am întâmpinat dificultăți în sensul că antrenamentele noastre s-au desfășurat pe un teren redus, aici în cantonament. Ca atare ne-a luat ceva timp până ne-am acomodat, dar jocul a fost la discreția adversarilor noștri. Una peste alta, cred că jucătorii mei au avut ce învăța din aceste două partide. La grupa 2005, greu am câștigat, pentru că noi jucam puțin teren mai mare și copiii nu sunt obișnuiți terenul mai mic, ea are capacitate de fizic mai bun și dorește să joacă teren mai mare. Dar la 2003 a fost și 4-5 jucători care a jucat și cu noi, probabil nu are antrenor jucător, dar a fost un amical foarte bun, care am dorit foarte mult să jucăm chiar aici, la Ciuta. Oricum, a fost un amical, important e jocul, cum mișcă copii. Am 2-3, chiar mai multe copii care sunt de viitor, să văd eu așa ca antrenor. Și munca mea asta e să crești cât mai mulți copii. Buzăul le-a purtat noroc ilfovenilor care au un parcurs foarte bun în competițiile interne specifice vârstei. Chiar poartă noroc și în campionat mergem primul loc, am prins bine cantonamentul. Cel mai important e condițiile extraordinar și mâncare și hotelul și terenul aproape. Și dacă simțim bine, de ce să nu continuăm aici? Sunt foarte bucuros, suntem cu un loc extraordinar. Chiar condițiile foarte bun, care dorește orice antrenor. Și am făcut un joc foarte bun și cu 2005 și cu 2003. Suntem bucuroși și vremea să văd ține cu noi. E foarte bun condițiile, trebuie să pregătim cu fizic, cea mai important, pentru că avem și play-off anul acesta. Trebuie să fim mai tare, să trecem mai departe. După stagiul de pregătire de la Ciuta, grupele antrenate de frații Caramian de la Concordia Chiajna vor participa la un turneu internațional în Bulgaria, apoi vor susține o dublă în fața unei formații din Armenia. Deocamdată facem cantonament, după aceea începe campionatul peste cam o lună și după avem un turneu în Bulgaria, foarte, foarte important. Și după vine două echipe din Armenia, chiar ăsta e foarte cântat pentru noi. Avem un turneu la fel la noi în Chiajna și cam aceasta e anul acesta și dorim foarte mult cu două grupele să fim campioni și trecem play-off-uri. La confruntările dintre piticii echipelor Concordia Chiajna și Luceafărul București a asistat și președintele ilfovenilor. Tot la Ciuta s-au pregătit și fotbaliștii liderului din prima serie a Ligii Secunde, Dunărea Călăraș. Într-un stagiu de 10 zile, jucătorii au fost antrenați de Ionel Gana, plecat ulterior la FC Voluntari în Liga 1, tehnician înlocuit cu Adrian Mihalcea pe durata cantonamentului.